Hristos a înălțat. Biserica Ortodoxă Română este prezentă peste tot, atât în comunitățile, atât în cadrul în țara noastră, cât și în comunitățile din străinătate, cât și în țări îndepărtate unde români trăiesc și au nevoie de a fi prezenți la biserica lor națională, de a se împărtăși, de a se spovedi, de a avea în rândul lor un membru, un preot din cadrul comunității. Astfel, în ziua aceasta o să facem referire la noua comunitate care se va înființa undeva departe, în Japonia, în țara Soarelui Răsare, comunitate care este înființată prin cu binecuvântarea Patriarhiei Române, iar părintele Mircea Uță, invitatul nostru din această seară, ne va prezenta pe scurt importanța acestei comunități și felul cum au fost făcute demersurile până acum pentru înființarea acestei biserici, comunități creștine ortodoxe în Japonia. Hristos a înălțat, bine ați venit, Preacucenice Părinte. Adevărat s-a înălțat, bine v-am găsit. Preacucenice Părinte, v-ați reîntors de curând din Japonia. Cu ce rezultate v-ați întors în țară și care sunt pașii pe care îți vei face în imediata perioadă următoare pentru constituirea acestei parohii? În luna februarie acestui an, la Patriarhia Română am primit o solicitare din partea comunității românilor din Japonia de a se constitui în parohie. Prin grija doamnei Maria Barb și a soțului dânsei, căsătorită cu un japonez pe care l-a convertit la ortodoxie și care au trăit împreună în România 30 de ani, după care s-au întors în Japonia, în țara natală a domnului Yasui, și unde, prin sprijinul pe care l-au acordat multor români care au dorit să muncească în Japonia, iată, au reușit să constituie o comunitate, o comunitate foarte tânără, poate cea mai tânără comunitate dintre comunitățile românești din afara granițelor țării. Spun cea mai tânără pentru că doar cu câțiva ani în urmă și nu mai mult de 10 ani, am întâlnit chiar de 14 ani pe cineva la Tokyo, dar până în momentul acesta, marea majoritate a românilor s-au stabilit în ultimii ani în Tokyo și în marile orașe. Este o comunitate dispersată, însă în această țară care vom vedea este o frumusețe și din punct de vedere al organizării, din punct de vedere arhitectural, arhitectonic, al orașelor, dar și din punct de vedere geografic, natural. Așadar, este o comunitate constituită, nu neapărat creștin-ortodoxă, dar o comunitate a românilor la Tokyo, să spunem. Se întâlnesc, se cunosc, unde merg în ei? Tokyo și în marile orașe, Ito, Mishima, Omiya, Shizuoka, Yokohama, sunt orașe și localități importante care au găzduit și găzduiesc români, însă în comunități mici. Ei practic doresc să se constituie într-o comunitate unică pe teritoriul Japoniei, de aceea au și solicitat din punct de vedere bisericesc binecuvântarea prefericitului Părinte Patriar Daniel, care s-a și bucurat de altfel de primirea unei delegații a reprezentanților comunității românești cu ceva vreme în urmă și care cu acel prilej au reînnoit solicitarea din februarie acestui an și mai mult decât atât dorința de a construi o biserică românească, prima biserică românească în Japonia. Ce reprezentativitate are Biserica Ortodoxă în general în Japonia? Biserica Ortodoxă în Japonia este o biserică minoritară, pentru că știm foarte bine, Japonia este o țară a religiei asiatice, a shintoismului și a budismului. Însă, în ultima vreme, în ultimii ani, zeci de ani, Biserica Ortodoxă a prins contur și s-a format, după cum cunoaștem, printr-o misiune deosebit de energică a unui preot rus,
care inițial s-a stabilit și a format o capelă pe lângă consulatul Rusiei în Japonia, după care încet încet a prins câțiva vecini, au prins dragoste față de slujbele pe care le săvârșea în această biserică, au început să vină la biserică, s-au convertit, s-au botezat la religia creștin-ortodoxă și încet încet s-a format o comunitate ortodoxă în Japonia. Actualmente, înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Daniel de Tokyo are în jur de 80 de parohii. Cum ați... Parohiile, o secundă, parohiile sunt toate sunt păstorite de preoți japonezi. Preoți japonezi convertiți? Preoți japonezi, deci convertiți la ortodoxie, botezați. Din această studii, perioadă de câțiva zeci de ani de, absolut, absolut. De lucrare... Acesta este și acordul pe care, în momentul în care Patriarhia Moscovei a acordat autonomie Bisericii Ortodoxe a Japoniei, în acordul respectiv a fost precizat faptul că Patriarhia Moscovei să nu mai trimită preoți ruși în Japonia, să se dezvolte cu o biserică locală. Și a prins și ne prinde din ce în ce mai mult consistență și ca dimensiune și ca număr și ca eficiență, pentru că foarte mulți în ultima vreme, foarte mulți japonezi se botează la religia creștină. Așa am observat și în sânul comunității românești, româncele, care în general fete, care s-au dus să lucreze în ultimii ani în Japonia, au cunoscut tineri japonezi, s-au căsătorit, dar condiția a fost ca să accepte să treacă la religia creștină, să se încreștineze, să se boteze și acum practic au și început să apară copiii din familiile acestea, astfel încât comunitatea românilor s-a triplat în ultimii ani. Ce alte biserici creștine mai cunoaște această țară? Există o îndelungată tradiție a bisericii catolice care s-a format și și-a ridicat mai multe biserici și în Tokyo, în Yokohama, în Osaka, în Nagoya, în alte orașe mari, dar și în orașe mai mici. De altfel, la populația totală a Japoniei de 123 de milioane de locuitori, sigur, lucrul acesta este deosebit de semnificativ. Am văzut într-adevăr o statistică, 323.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Este o densitate într-adevăr inimaginabilă. Așa este. Practic, dacă pleci din Tokyo spre Yokohama sau spre Ito sau provincia Shizuoka, spre Nagoya, aproape că nu simți că ai ieșit dintr-o localitate și ai intrat în altă localitate. Doar constați că oprește în următoarea stație trenul. Dar practic orașele sunt lipite unele de celelalte, localitățile sunt foarte, deci densitatea aceasta se vede foarte, foarte bine, încât chiar nu-ți dai seama unde s-a terminat, care este ultima stradă dintr-o localitate și unde începe localitatea cealaltă. Aș propune să vedem primul material, materialul în care dumneavoastră luați contact cu orașul, cu metroul, cu metropola în general, pentru ca apoi să vedem bisericile și biserica creștină în ultimul material. Sunt câteva imagini din metrou din Japonia. Am înțeles că există sau din tren aici? Din tren sau este din metrou. Din metrou. Însă este la o oră spre amiază, spre miezul zilei, pentru că dimineața este foarte aglomerat. Populația orașului Tokyo numără 12.500.000 de... Acela este metrou. Acesta este rețeaua de metrou. Sunt 16 linii de metrou în Tokyo.
Și de dimineață, când este foarte aglomerat, spuneați că sunt angajați oameni care să te împingă. Este adevărat. Datorită faptului că, cu toate că trenurile de metrou, succesiunea acestora nu durează decât câteva secunde, maxim 30 de secunde de la un metrou la celălalt, cu toate acestea, toate sunt pline, pentru că trebuie știut faptul că, dincolo de populația aceasta de care spuneam, de 12.500.000, zilnic în Tokyo se pare că numărul persoanelor care circulă dintr-o parte în cealaltă ajunge la 34 de milioane. Vedem aici niște imagini, am văzut mai devreme un turn. Este adevărat, este partea modernă a orașului, sunt imagini filmate din turnul din Tokyo, este o copie a turnului Eiffel și care este foarte reprezentativ pentru turiști, foarte vizitat, pentru că de acolo, de pe partea superioară a turnului, se poate avea imaginea întregului oraș. Iar aici este un pod, am văzut câteva imagini. Da, este un pod care leagă de un cartier nou construit în ultimii ani în Japonia. Îl vedem din nou acest pod. Este un pod care practic face legătura cu un cartier construit pe groapa de gunoi a orașului Tokyo și care a fost, vă imaginați, aranjată din punct de vedere și pregătită pentru a fi construit un întreg cartier foarte modern. Acest pod face și legătura între Tokyo și Yokohama, care este în imediata apropiere a Nu e foarte aglomerat oraș. Totuși, spuneați că e aglomerație. E adevărat, am evitat orele matinale. Pentru... În timpul zilei nu prea sunt prezenți în trafic, sunt Așa la este, muncă în general. Sunt plecați la muncă, e adevărat, dimineața și nu foarte devreme. Ce fac copiii aceia? Își pregătesc singuri. Este o tradiție la japonezi să-ți pregătești singur de mâncare chiar și la restaurant. Noi suntem într-un restaurant aici și am avut experiența aceasta să vedem că chiar și în restaurant trebuie să-ți pregătești singur friptura pe un grătar care practic ți-l pregătește singur la masa la care stai. Adică ți-aduce grătarul lângă tine? Ți-aduce carnea crudă de ce alegi tu și ți-l pregătești tu în timp ce ai o discuție cu persoana sau dacă ești singur sau cu persoana cu care ești. În orice caz este cu totul altceva decât vedem în restaurantele tradiționale europene sau americane. În Japonia este și chiar în restaurantele de lux există această cultură foarte prezentă. Da, e foarte interesant ce face atunci bucătarul, de fapt. Bucătarul le pregătește, da. Pentru că bucătăria japoneză este foarte, foarte bogată. Să comanzi comandăm noi o friptură până să-ți aducă partea, carnea respectivă pe care s-o pregătești, îți aduce mai bine de 10 feluri de tot felul de plante care ne prezintă. Avem următorul material început deja, unde ne aflăm aici? Da, este templul, știm și am pomenit de lucrul acesta, în Japonia religia care a fost religie de stat până nu de mult, shintoismul, și care este religia, să zicem, majoritară, însă este și am rămas impresionat de faptul că informația pe care am primit-o, că aproape 80-90% din populația Japoniei este mai degrabă indiferentă. Ia uite, aici beau apă. Aici au și dânsii două elemente la intrarea sau la apropierea de templu. Trebuie să treci pe lângă un vas unde se arde jar, se face fum, îți dai cu fum peste tine ca să te purifici și fumul acela să fie ca și pentru noi o formă de purificare și de înălțare a omului către divinitate. Și preotul pregătește
apă, se spune apă sfințită, cu care omul își clătește gura, pentru că păcatele cele mai multe le face omul cu gura. Și din motivul acesta, pentru a te apropia de templu, trebuie să-ți faci în timp purificarea trupească. Apoi te apropii și este tradiția aceasta ca să faci o scurtă rugăciune în fața altarului central al mergem bisericii. Mai departe la... Aici este biserica, catedrala Învierea Domnului, este catedrala Bisericii Ortodoxe a Japoniei, o biserică foarte frumoasă, construită pe parcursul a 17 ani și în care slujește Înalt-Preasfințitul Daniel, arhiepiscopul de Tokyo, și preoții slujitori. Și Înalt-Preasfințitul este tot japonez, născut în Japonia și care, cum spuneam, actualmente îl pomenește la Sfântul Altar pe Patriarhul Moscovei, sub a cărei autoritate canonică se află Biserica Autonomă a Japoniei. Nu sunt foarte mulți, totuși, credincioși, nu mi se pare o comunitate foarte dacă ne gândim că o parte mare dintre aceștia sunt și români, vă imaginați deci că sunt și români aici. Sunt români prezenți, pentru că românii se duc, este biserica din Tokyo, cea mai ortodoxă, biserica ortodoxă din Tokyo, cea mai frumoasă și unde într-adevăr se și cântă foarte frumos, au un cor foarte frumos care la Sfintele Liturghii dă răspunsurile. Sunt imagini filmate în timpul Sfintei Liturghii, oficiată, cum spuneam, de către Înalt-Preasfințitul Daniel de Tokyo. Biserica aceasta a fost practic și sediul și este sediul Arhiepiscopiei și Mitropoliei de Tokyo. Aici este și reședința Înalt-Preasfințitului și tot aici este și sediul istoric al Bisericii Ortodoxe a Japoniei, care, cum am pomenit la începutul emisiunii, Nicolae, acel preot rus care este fondatorul Bisericii Ortodoxe în Japonia, în 1970 Biserica Ortodoxă Rusă l-a canonizat, l-a trecut în rândul Sfinților cu titulatura de Sfântul Nicolae, Apostolul Japonezilor, și care practic este ocrotitorul catedralei episcopale. Este deschisă Japonia tuturor cultelor religioase, deschisă ortodoxiei? Este mai mult decât ne așteptam. Din punct de vedere al autorității, am avut o întâlnire cu ministrul, viceministrul cultelor din Japonia și la solicitarea comunității a trebuit să prezentăm doleanța aceasta a guvernului pentru ca parohia să poată fi acceptată și recunoscută din punct de vedere al autorităților statului japonez. Am rămas impresionat de reacția pe care ministrul a avut-o în momentul în care noi solicitam din punct de vedere birocratic un statut, cont bancar, ștampilă și toate elementele care pentru o instituție ca să funcționeze. Răspunsul domnului ministru a spus că mâine aveți preotul aici, dumneavoastră sunteți sau este altcineva, mâine deja puteți să începeți activitatea la parohia dumneavoastră. Dar cum se poate lucrul acesta atâta vreme cât nu avem încă documentele? Nu aveți nevoie. Extraordinar. Este onoarea pe care și cuvântul pe care dumneavoastră, ca reprezentant al comunității, garantați în fața autorităților publice. Japonia este o țară în care este o țară a onoarei și a cinstei. Hoția se pedepsește cu mulți ani de închisoare, însă minciuna cu mai mulți ani decât hoția. Deci este suficient să minți și să dovedești lucrul acesta, pentru că în Japonia nu merge. De aceea s-a cultivat, este o cultură de mii de ani, de secole, o cultură a șogunilor, a corectitudinii. Trebuie să vii, nu ai ce căuta dacă în Japonia vreo persoană, pentru că japonezii este deja în cultura lor,
intrat această atitudine și acest comportament, însă chiar și cei care sunt temporari sau definitiv stabiliți în Japonia, dintre alte aparținători altor popoare, aceștia trebuie să se adapteze rapid dacă au probleme de comportament. Înseamnă că ortodoxia găsește un teren foarte propice. Pentru că este adevărat. Deci Japonia este momentul în care, vă spuneam, un număr foarte mare de japonezi au devenit indiferenți și indiferenți poate că și din punct de vedere, vedeți, al practicii religioase. Dacă nu văzut niciun fel de lider spiritual, niciun fel. Așa de, este. Deci sunt templele, sunt templele deschise, te duci, te rogi, însă nu au întâlniri săptămânale, așa cum musulmanii, evrei și creștinii au. O dată pe săptămână, că este vineri la musulmani, sâmbătă la evrei, duminica la creștini, sunt zile, o dată pe săptămână, când creștinii, credincioșii, se duc la locul de rugăciune, la casa de rugăciune. Japonezii, șintoiștii, budiștii nu au această practică, nu au nici măcar practica religioasă la momente mai importante din viață, neavând nici botez legat de naștere, nu au decât o serbare, o festivitate la 3 ani de zile a copilului, dar este pur și simplu o masă, este ceva care nu are atingere cu aspectul religios, nu are aspect religios. Și atunci, cum rezolvă, și rezolvă problemele spirituale? Totuși am văzut, se roagă. Se roagă. Este vorba de cultura aceasta japoneză, care este foarte înrădăcinată educația. Foarte mult contează educația și educația care se face în primul rând de către societate. Nu vezi gunoaie pe stradă, nu vezi lume nici măcar în metrou discutând. În metrou nu ai voie să folosești mobilul, nu ai voie să umbli cu bagaje. Există o firmă de transport al bagajelor care, dacă pleci la gară sau pleci la aeroport, trebuie să chemi firma respectivă să-ți ducă bagajul pentru a nu deranja. Este respectul pentru ceilalți, nu că ți-ar impune cineva sau ți-ar arăta cineva obrazul, ci pur și simplu este respectul intrat în conștiința japonezilor. De aceea totul merge foarte precis. Lucrările în toate domeniile sunt foarte precise, sunt analizate cu foarte mare atenție de către toți angajații în instituției respective. Și cu toate acestea se confruntă cu numărul cel mai mare de sinucideri, poate tocmai pentru că nu există răspuns la toate întrebările existențiale pe care absolut. Le-au și la toate problemele. Absolut. Și apoi este sufletești. Și, vedeți, creștinismul care pătrunde încet și în Japonia, aduce un suflu nou al practicii religioase, al atingerii, al apropierii, al contactului cu Sfânta Scriptură, dar mai ales cu întâlnirea cu Dumnezeu ciclică. O întâlnire care, din punct de vedere public, se întâmplă numai, cum vă spuneam, la aceste 3 religii monoteiste. Shintoismul, după cum cunoașteți, este o religie politeistă. Poți întâlni o statuie a unei zeități, poți întâlni într-o casă o statuie a unei alte zeități. Există, și am intrat în casele unor japonezi, care au mici altare, care reprezintă o zeitate sau alta. Este o religie, după cum știți, o religie naturistă, ca și budismul, însă care practic are principiile moralității și practic japonezii au preluat din aspectul cultural. Ajungem și la comunitatea românilor. Aici suntem la ambasada României, este Japonia. Domnul ambasador, reprezentanții comunității românești care s-au adunat pentru constituirea și redactarea procesului verbal de constituire al parohiei. Sunt aspecte din slujba pe care am oficiat-o într-o biserică evanghelică pusă la dispoziție de către comunitatea evanghelică din Ito, la o distanță de circa 100 de kilometri departare de Tokyo, însă, cum spuneam, distanța aceasta o parcurge foarte repede. Am făcut Nagoya-Tokyo într-o oră și jumătate. Distanța este de 550 de kilometri. Cum ați găsit comunitatea românească? Era dornică de această întâlnire cu preotul ortodox venit din
Având în vedere că este pentru prima dată când s-a oficiat de Sfintele Paște Sfânta Înviere în limba română, pentru comunitate lucrul acesta a impresionat foarte tare. Dorința aceasta... Iată câteva imagini. Așa este, uitați, avem și pe domnul Iasui și doamna din partea stângă, doamna Maria Barbu, cei care practic în numele comunității românești au făcut intervențiile la Patriarhia Română pentru constituirea parohiei. Aici este transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către comunitate, către comunitatea românească din Japonia. Este de precizat că Preafericitul Părinte Patriarh s-a gândit ca în Japonia să trimită o machetă a Bisericii Mănăstirii Voroneț. Mai ales pentru faptul că știm foarte bine anul acesta se și împlinesc 520 de ani de la construirea bisericii de către Sfântul Ștefan cel Mare. Ar fi și îndemnul Preafericirii sale ca biserica aceasta să o regăsim, pentru că ea a fost vizitată în decursul anilor, a ultimilor ani, de foarte mulți japonezi. Și foarte interesant, chiar guvernul Japoniei a subvenționat și a susținut lucrările de restaurare a bisericii Mănăstirii Voroneț. Dacă este atât de dragă japonezilor, dacă comunitatea își dorește într-adevăr să aibă o biserică frumoasă, acesta este modelul de biserică pe care noi de la Centrul Patriarhal putem să-l oferim comunității românești. Însă lucrul acesta depinde de posibilitățile financiare pe care le are comunitatea, existând și varianta ca să se construiască eventual o biserică de lemn care implică costuri mult mai mici. Ce activități misionare pastorale ați desfășurat în această perioadă, în această vizită? În primul rând am oficiat slujba învierii, însă înainte de slujba învierii, pentru cei care s-au pregătit, pentru că știau de, a fost anunțați despre venirea preotului la Tokyo, s-au pregătit, au ținut post, au spovedit, s-au împărtășit. De asemenea, am avut o activitate din punct de vedere liturgic, pastoral, foarte bogată, în sensul că câteva familii de români au dorit să-și boteze copilașii care se născuseră de 3, 4, 6 luni de zile, deci copii mici. Am avut 3 botezuri și, de asemenea, la dorința exprimată de către o româncă să se căsătorească cu soțul ei, care este japonez, nefiind creștin, am avut o discuție și, după discuția avută cu soțul dânsei, a acceptat să se încreștineze, i-am oficiat taina botezului și, după care, în aceeași zi, i-am oficiat și taina cununiei. Deosebit. Deci, iată, a fost o activitate, o prezență scurtă, dar rodnică, care trebuie continuată și... Comunitatea românilor este foarte deosebită de ceea ce se întâmplă la noi în țară. La noi, o cununie trebuie să fie cu fas, cu pregătire, cu un restaurant, cu petrecere. Deși, din punct de vedere bisericesc, doar taina este partea esențială și fundamentală a oficierii tainei cununiei, o cununie în sine. Însă, vedeți, pentru comunitatea românilor și de aici și din altă parte, nu mai contează familie, petrecere, taina este mai importantă decât petrecerea. Taina. Foarte important acest aspect și, într-adevăr, și această influență a altei culturi, de exemplu a culturii japoneze, care în lipsa spiritualității autentice, a trăirii acestei relații cu Dumnezeu într-un chip deosebit prin prezența preotului ca mijlocitor în relația cu Dumnezeu. Iată, pentru ei tot ceea ce contează foarte mult pentru mulți români care s-au confruntat foarte mult timp cu neajunsurile, pentru ei, neavând sau neconfruntându-se toată viața cu probleme materiale, nu au nicio importanță aspectele acestea
ale mesei, ale distracției, ci aspectul principal al relației cu Dumnezeu, al tainei și al vieții spirituale, pentru că sunt sigur că nici ei nu sunt orientați, adică nu există o cultură în acest sens al distracției, al căutării relației tocmai cu Dumnezeu. De aceea, pentru că ei, de fapt, au fost într-o continuă și se vede că există o religiozitate, sunt într-o căutare. Iar ortodoxia poate le oferă exact ceea ce le lipsește. Și tocmai de aceea prezența preotului și mai ales a preotului român pentru comunitatea românilor din Japonia va fi foarte necesară. De aceea noi acum la Centrul Patriarhal am adunat documentele privind constituirea parohiei, s-au adunat semnături pentru de adeziune pentru constituirea parohiei. Suntem în faza în care suntem în căutarea unui preot pe care să-l pregătim pentru a pleca la Tokyo cât mai curând. Să dea Dumnezeu să fie cât mai curând. Vă mulțumim, Preacucenice Părinte Consilier, pentru prezența noastră la emisiune. Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori. Hristos a înălțat. La revedere!